liber. Și anume, trebuie să pornim de la premisa că securitatea cetățeanului este cea mai importantă, este cea care trebuie să prevaleze, pentru că până în momentul de față, în privința securității naționale, cred că nu am avut probleme majore din cauza modului în care serviciile de informații, sigur, și celelalte instituții abilitate s-au achitat de sarcinile care le revin. Noua legislație însă trebuie să pună în centru problema securității cetățeanului, căreia să-i fie subordonată și subsumată toate celelalte probleme de securitate națională.